După ce s-a declarat sincer, curat și liniștit, Ion Călinoiu sare în ajutorul celorlalți colegi de partid pe care DNA îi acuză de fapte de corupție. Mandatul de arestare emis pe numele primarului Radu Mazăre este unul fabricat, susține vicepreședintele PSD, care s-a erijat în apărătorul primarului din Constanța acuzat de luare de mită. Mazăre este nevinovat, așa cum spune, și vinovăția îi se va stabili de lege. Cât despre reținerile care au avut loc săptămâna trecută și care au vizat unii președinți de consilii județene, Ion Călinoiu afirmă că opoziția a pus presiune pe oamenii care pot aduce voturi la alegerile europarlamentare. Treaba aceasta că sunt acum supuși unui tir atât în interpretări, în dezbateri ca baron local, că sunt supuși și verificărilor urmare a aspectelor sesizate de încălcarea a legii, nu ne sperie. Zilele trecute, în cadrul mitingului organizat de Partidul Democrat Liberal de la Gorj, protestatarii i-au transmis președintelui Ion Călinoiu că este următorul pe lista DNA. Același mesaj a venit și din partea reprezentanților Mișcării Populare, Forței Civice, dar și PNCC de Gorj. De altfel, toate formațiunile politice din opoziție au salutat acțiunile DNA din ultimele săptămâni.